E urât ce se întâmplă lui Obreja. Leonardo Roftei îl compătimește pe fostul președinte al Federației Române de Box, arestat preventiv 29 de zile pentru trafic de influență. Doroftei spune că se concentrează pe viitorul boxului românesc, iar situația lui Ruder Obreja nu este problema sa. Îl consideră un băiat deștept care știe să-și rezolve problemele. Totuși, din punct de vedere uman, actualului președinte al federației îi pare rău de fostul său adversar din afara ringului. Doroftei va fi prezent mâine la Brăila, acolo unde se va desfășura biroul executiv al Federației. El va fi însoțit de maestrul Titi Prosop, cel care are o dublă postură, membru al forului și antrenor al pugiliștilor de la CSM Ploiești. Trei dintre ei împreună cu cei de la CS petrolul, se luptă pentru primele medalii din 2014. Gongul inaugural al Cupei României la box tineret a fost bătut astăzi. Aceasta este prima competiție oficială din acest an a sportului cu mânuși.